În perspectiva alegerilor locale care vor avea loc în acest an, ce ar trebui de făcut în primul rând, recomandarea dumneavoastră către autorități? Deci, la modul cel mai serios trebuie să fie făcut o analiză a funcționării registrului sau programului. Ca să nu avem situația să nu avem din aceleași 30 situații. Da. Doi, am vorbit deja de acea migrație pe liste electorale. Trebuie să fie foarte clar decis când, cum și cine poate să voteze într-o unitate administrativă teritorială de nivelul 1 sau 2. Și trei, trebuie să fie stabilit foarte clar cine și cum finanțează campania electorală pentru alegerile locale generale. Pentru că dacă noi vom avea situația pe care am avut-o la alegerile locale parțiale în anumite localități, când Comisia Electorală Centrală a permis partidelor să fie înregistrate la nivel de Comisie Electorală Centrală și concurentul electoral a partidului să fie înregistrat la nivel de Consiliul Electoral de Circumscripție pentru localitatea respectivă, da? Și el este un plafon în localitate și nu există un plafon sau este un plafon pentru țară, da? Este foarte greu să vezi cine a plătit acel billboard. L-a plătit concurentul electoral sau l-a plătit partidul. Și noi aici trebuie să avem o claritate absolută. Cine și cum. Din punctul nostru de vedere, responsabilitatea este exclusiv pe acel candidat care este delegat de partid, adică sau el de concurent. El trebuie să plătească absolut tot. Și partidul, tot dacă vrea, partidul, dacă vrea, transferă din contul partidului în fondul electoral al concurentului electoral. A, B, C, D, E, suma. Dar pentru că vor fi foarte mulți. Altfel noi vom avea un haos și noi vom avea o problemă enormă cu, la capitolul finanțarea campaniei sub acest aspect. Când credeți că se va anunța data alegerilor locale și cam când ar trebui să aibă loc ele? În mod normal, eu cred că alegerile ar trebui să fie organizate în luna iunie, dar aici decizia aparține Parlamentului. Ei trebuie să o stabilească 60 de zile înainte de data alegerilor. Deja când? Nu știu. Dar teoretic la începutul lunii iunie? Sau? Da. Eu cred că la începutul lunii iunie noi deja am trebuit să organizăm aceste alegeri.